informații, vine o informație de ultimă oră, sunt descinderi chiar la această oră ale procurorilor DNA la primăria Timișoara, condusă de useristul Dominic Fritz. Dragoș Boța, jurnalist presalert.ro, vine cu toate detaliile. Dragoș, ce caută, iată, procurorii la primăria Timișoara? Bună ziua, într-adevăr, polițiștii și procurorii DNA Timișoara au descins în urmă cu relativ puțin timp în sediul municipalității, sunt în biroul viceprimarului USR Ruben Lațcău. Din informațiile pe care le avem, în biroul acestuia este o percheziție, pentru că nimeni din interiorul primăriei nu are acces în birou. Se fac verificări și se pare că totul este legat de scandalul certificatelor de CO2 neachiziționate de compania de termoficare. Vă reamintesc că anul trecut Colterm a primit o amendă de peste 21 de milioane de euro după ce administrația Fritz, deși avea pe rol achiziționarea acestor certificate, a amânat ședința AGA până a venit amenda, iar ulterior societatea a intrat în insolvență. Trebuie să vă spun că în acest moment amenda de peste 21 de milioane de lei primită de primăria Timișoara reprezintă aproximativ 25% din toate datoriile societății de termoficare care este în proces de insolvență. Ba mai mult, ieri administratorul judiciar a trimis un document municipalității prin care administrația condusă de Dominic Fritz era avertizată că dacă nu va cumpăra până la sfârșitul acestei luni certificatele pentru anul 2021, societatea de termoficare va intra în faliment. Este o acțiune în plină desfășurare și cu siguranță în următoarele ore vom avea mai multe detalii. Mulțumesc, Dragoș Boța, pentru această relatare. Mergem mai departe.